Hristos a înviat, stimați telespectatori ai televiziunii române, din muzeul ăsta, din dreptul unei frumoase troițe din Rășinari. La înjumătățirea praznicului cincizecimii, adică suntem la jumătatea urcușului nostru către întâlnirea cu pogorârea Duhului Sfânt. De aici, din muzeul ăsta, o îmbrățișare și bucuria aceasta de a fi împreună măcar 3 minute în fiecare seară. Un gând din seara aceasta nu-mi dă pace de azi de dimineață de la Dumnezeiasca Liturghie atunci când s-a citit cuvântul acesta din Evanghelia de la Ioan, capitolul 7, versetul 24, care se leagă într-o oarecare măsură cu ceea ce povesteam aseară în cronica noastră. Nu judecat după înfățișare, ci judecați judecată dreaptă. E una dintre cele mai frumoase îmbieri la bine pe care Dumnezeu ne-o face. Să învățăm să judecăm pe celălalt cu judecată dreaptă, nu după înfățișare, să nu căutăm doar la cele din afară ale omului, ci să încercăm să surprindem și cele din lăuntru. Părintele Placid de Senina, cărui carte am citit și am citat în zilele acestea, ne spune acest cuvânt care mie mi-a plăcut din care afară. Contemplarea creștină nu este așadar o cunoaștere intelectuală superioară, ci o experiență a prezenței îndumnezeitoare a lui Hristos și a Duhului Sfânt în noi. De aceea autorii monahali din vechime vorbesc mai degrabă atunci când se referă la ea despre ca la o dulceață lăuntrică, sentiment de credință și de plinătate, de căldura inimii. Însă această simțire a inimii este de cu totul o altă natură decât mărginirile sensibile ale celor începători. Suntem așadar în dulceața aceasta așteptării Duhului Sfânt, în căutarea împlinirii noastre ca oameni. Pe această cale, a nu judeca nu înseamnă a nu vedea sau a nu înțelege, ci înseamnă a-ți activa simțul critic legat de Duhul lui Hristos, care dă această revină, această dulceață lăuntrică, acest sentiment de credință și plinătate, această căldură a inimii. Când creștinul are o inimă călduroasă și plină de bucurie, toate le vede prin ochii săi călduroși și inimoși. Ochi inimoși. Sună cu adevărat medical aproape. Poate că ne-am vindecat mai ușor de inimile noastre bolnave dacă ochii noștri a stat tot timpul căutând lumina. Sau poate că ne-ar recăpăta ea lumina dacă inimile noastre s-ar curăți de răutate și am reușit să privim către aproapele nostru, către lumea din jurul nostru, în frumusețea aceasta de albastru infinit, pe care minunata Troiță din Rășinari ne este dinainte model de supraviețuire peste istorie. Suntem așadar în așteptarea pogorârii Duhului Sfânt. Nu ne depărtăm de Ierusalim, dar nu facem din viața noastră nici de cum doar un simplu spectacol de așteptare a venirii Duhului Sfânt. Știi că Duhul Sfânt e prezent în biserică, este născătorul bisericii, este taina prezenței trăimii veșnice în împărăția aceasta pământeană a lui Dumnezeu. N-avem a ne rușina că suntem copiii unui Dumnezeu atât de bun. Mâine este o nouă zi.